Sălbatic episodul 3 rezumat Văzând creșterea frumoasă de rating, m-am grăbit să văd episodul și da, creșterea e bine meritată. În sfârșit avem un serial în care nu trece un sezon până se află cine e copilul pierdut. Și nu vom aștepta atâta nici pentru a scoate la lumina răpitorii, deși Amana Ali va mai aștepta puțin. Un episod alert, nu e timp de plictiseală, personaje bine conturate deja, ruia personajul cel mai bun din serial, și puternic. Pentru că nu se lasă dirijată nici de propria mama atunci când crede în ceva. Mama, care e evident deja că e personajul negativ, cea care a pus la cale răpirea micuțului Ali împreună cu fratele ei, probabil pentru bani și mai e și amanta lui Serhan. Prietenă perfectă. Bunicul copiilor, dur, puternic, strict dar corect, care se pare că avea o slăbiciune pentru primul lui nepot. Prietenii lui Yaman Ali, aș care va pune ceva bețe neroate fiind îndrăgostită de el și cesur, invidios, gelos și impulsiv. Mama lui Yaman Ali va fi cea care va lupta necondiționat alături de el. Am ajuns la Serhan, tatăl lui Yaman Ali, unul dintre personajele la care nu e foarte clar dacă e bun sau nu. El nu e la fel de sentimental ca soția lui, însă apropierea lui de Iaman m-a impresionat până la lacrimi. Remușcările lui par sincere și tot sinceră pare și iubirea lui pentru primul născut când era mic. Și nu mai rămân decât frații lui, e cei atât de pură încât nu a mai contat că nici nu l-a cunoscut înainte, însă Laz și Cagla nu știu dacă pot fi numiți frați. Are dreptate Iaman, nu poți crește ființe umane dacă îi trimiți la școală. Cei doi frați sunt atât de inumani încât profită de niște copilași ai străzi numai din dorința de a-și umili propriul frate. Probabil că Neslihan își va asuma o nouă vină în urmă cuvintelor spuse la furie de Iaman, apropo, superbă interpretarea lui Halil pe tot parcursul episodului. Ea este cea care nu le-a fost suficient de aproape gemenilor, scufundată între durerea pierderii fiului cel mare și atenția pentru fica cea bolnavă. Însă Iaman a crescut fără mama, fără tată, fără avantaje materiale și totuși e un adevărat om. Sper că vom asista la o frumoasă evoluție a celor doi frați, poate o poveste între Alaz și Aș, poate o deșteptare la realitatea Caglei în urma abuzurilor așa zisului iubit. Vindecarea celor doi frați mai mici și poate o prietenie între ei. Nu mă așteptăm ca acest serial să fie atât de bun, însă se conturează din ce în ce mai bine așa că și povestea tandră între Ruia și Amanali. Vă o va place serialul?